Viceprimarul Ruben Lațcău anunță faptul că acel constructor care a abandonat lucrările de reabilitare la școala gimnazială 30 din Timișoara și a fost acuzat de grave nereguli în proiecte de construcții publice, nu va mai putea participa la licitații publice pentru următorii trei ani. Decizia vine după ce compania a contestat penalitățile de aproape 2,7 milioane de lei aplicate de primăria Timișoara pentru întârzieri nejustificate. Însă instanța a dat câștig de cauza administrației locale. Constru constructorul a ignorat obligațiile contractuale, avertismentele și notificările repetate, blocând extinderea unei școli de importanță majoră pentru comunitate. În plus, compania a folosit asigurări false pentru lucrări publice. În ciuda acestor nereguli, plângerea penală împotriva firmei trenează de 2 ani. Fără a fi soluționată, în timp ce alte două obiective de patrimoniu, precum Sala 2 a Teatrului Național și Conacul Mocioni, riscă să fie grav avariate. Din păcate, primăria este aproape singură în astfel de demers. Instituțiile care reglementează construcțiile, precum ISC, sunt mai preocupate să amendeze primăria pentru montarea unor coșuri de gunoi fără autorizație. Această firmă a venit la lucrări publice cu asigurări false, un fapt confirmat oficial de către ASF, a transmis Ruben Latscău. Deși primăria Timișoara a luptat singură împotriva acestui constructor, victoria în instanță reprezintă un pas important în protejarea bunului public și a interesului comunității.